zamorsăm o eventuală bombă, adică plecarea lui Petev. Am citit câteva informații pe net și n-ar fi fost ieri la antrenament, dar înțeleg totuși că ieri a fost refacere și de aceea n-a fost. Astăzi au avut liber băieții? Nu, dar a fost la antrenament. A fost? A fost okay. La antrenament, a fost pe teren, a fost și la refacere, dar a fost pe teren. Avem camerele de la sistem, de la Spideo, noi folosim un sistem de monitorizare al jucătorilor, care presupune și un sistem de 12 camere pe stadion sau, nu știu, 8 camere câte sunt, și a fost acolo. Este o invenție. Adică e clar că noi nu suntem în cele mai bune zile ale noastre. Am avut, să spunem, perioade mai bune decât asta, din punct de vedere sportiv, din punct de vedere mediatic, dar pe de altă parte nici nu putem să stăm, să acceptăm să se spună lucruri care nu sunt adevărate. Eu înțelesesem că n-ar fi fost, dar pentru că a fost refacere și că o zi, și încă o zi liberă și de asta. Poate omul s-a mai dus pe acasă sau cine știe. Nu, nu. A fost la antrenament, a fost inclusiv pe teren. Pentru că haideți să ne referim strict. Vorbim de ieri sau de astăzi? Astăzi e zi liberă pentru toată lumea. Vorbim ok, de ieri. Bun, de ieri. De ieri citisem că n-a fost. Da. A doua zi după meci sunt două categorii de activități. Da. Refacere, care presupune ieșirea pe teren, o alungare ușoară, și intrarea la masaj, la saună, la contrast de temperatură și așa mai departe, cu cei care au jucat mai mult de 60-70 de minute, și un antrenament puternic cu cei care nu au jucat. A fost la ambele, adică a fost cu cei care n-au jucat pe teren, da? Și a fost între cei care au jucat la refacere. A fost pe teren. Este un neadevăr, ca să nu spunem o minciună, că nu e politicos. V-ați uitat la imagini, da? Ați verificat, da? Da, am verificat, pentru că am ajuns să întreb și după aia le-am cerut eu. Măi, am dat imagine. Da. Și mi-au dat imagine. A fost la antrenament. Aș fi dat în secunda 2 dacă ar fi fost ceva de genul acesta. Până să intrați în direct, aveam o discuție aici în studio și apropo de ultimele evoluții ale Universității Craiova, pare, sau ideea aici în studio era, pare că Petev, din motive care ne scapă, nu cunoaște echipa sau nu cunoaște adversarii, pare că încă este confuz. Ne puteți argumenta că nu e așa? Nu, eu pot să vă spun că nu am discutat cu Ivailo după meciul de la Botoșani, care sigur că a fost o nebuloasă pentru toată lumea, dar am întâlnire între patru ochi, eu cu Ivailo mâine, nu discutăm aici de rezilie sau altceva, avem o discuție în așa fel ca să înțeleagă toată lumea ce s-a întâmplat. Adică mai ales dumneavoastră, nu toată lumea. Păi eu mai departe pot să transmit, nu? Să spunem, sunt receptor-transmițător. Bun, da? Să transmiteți chiar tot? Nu transmiteți tot. Transmiteți ce doriți să transmiteți. Depinde la cine vă referiți. Așa, la public. La public. Sunt anumite lucruri care sigur că țin de bucătăria internă și teoria. Sunt supărat pe de altă parte, pentru că dacă dai într-un rapidist, sar 100. Dacă dai într-un PCSBist, sar 200. Dacă dai într-un dinamovist, 300. Într-un stelist, tot 200. Așa. Pe noi, pe când la noi în Oltenia, în momentul în care suntem jos, pentru că sunt momente în viața unei echipe, ca și a unui individ în care ești jos, cei care dau mai tare sunt tot ai noștri, să spunem între ghilimele, tot cei care, în mod normal, ar trebui, pentru că, de exemplu, într-adevăr, la Botoșani am făcut, de fapt, 10 minute au fost foarte proaste, pentru că, în rest, meciul s-a revăzut, n-a fost un meci prost. Am avut posesie aproape 80%, ceea ce este ireal în repriza a doua. Dar am avut un gol primit dintr-un offside de 3 metri, la care sunt de acord, VAR-ul nu mai avea cum să intervină. Dar în faza inițială trebuia să vezi 3 metri offside, primul gol al Botoșanului. Corect. Am avut două penaltiuri clare și încă jumătate, care nu-mi dau seama dacă a fost sau nu penalti, două penaltiuri clare și am mai avut și un roșu la Șeroni, trebuia să dea parte, să-i rupă piciorul în Nitriță. Da. Dar asta nu văd și aici nu mă plâng la asta, că nu e datoria noastră să săriți, să țipați, uite săraca Craiova, Universitatea ce oprimată este. Dar mă aștept la cei, pentru că este o problemă. A văzut că domnul Meme Stoica a zis că, domnule, dacă nu am avut greșeli de arbitraj, am câștigat cu 3-0. Ai avut greșeli, dar în favoarea ta, că ăla n-a fost hands la Zaicov. Și așa au câștigat cu 3-0. Un penalti inexistent în minutul 48. Da. Trecem și peste asta. Repet, și pentru suporteri. Suntem într-o perioadă proastă. Dar dacă ne dăm singuri... Aici vă referiți și la declarațiile lui Aurică Țicleanu?
Nu, nu, nu. Aurică totdeauna a fost, a spus nu. L-am mai scris, ca să spun așa. Am înțeles, da. Eu totdeauna voi respecta glorile și am făcut știința renăscut pentru că are un filon de aur în ceea ce înseamnă reprezentativitate la nivel de trecut. Da, apropo de asta, domnul Rotaru, iertați-mă, și de declarația lui Țicleanu, rămâne totuși în picioare faptul că, dincolo de impresii subiective sau mai mult sau mai puțin subiective, rămâne în picioare faptul că ușor, ușor au cam plecat oamenii de lângă dumneavoastră și ați rămas prima donă. Nu, da, este un limbaj, să spunem, cel puțin neinspirat. Așteptam un telefon de la Pavel Bada, pentru că el știe foarte bine acum un an de zile când am întâlnit și am zis, uite, politica pentru anul ăsta este să atragem noi parteneri. Și știe foarte bine cu ce m-am confruntat și atunci s-a prefăcut că nu înțelege de dragul de a vorbi la televizor, ca să nu spun mai mult. Sigur că pentru mine este un, să spunem, limbaj neprietenos. Dar în momentul când ești jos, dacă tot cei care sunt lângă tine sar să-ți dea și ei un șut în fund dacă se poate, e dureros, cel puțin pentru mine. Dureros, pentru dar, ce încercăm, dar poate fi un pas înainte. Ca să... Da, nu, pentru că... Șutul mă refer. Da. Sigur că o critică este importantă, sigur că trasul de mânecă în momentul când cineva o ia părătură este important. Dar tu când știi că asta este realitatea și că avem niște obiective în acest an, între ghilimele de tranziție, atunci trebuie să sprijini. Pentru că e important ca noi să scoatem capul sus. Acum de 5 etape, mă întrebați de titlu. Au fost 5 etape de coșmar, când noi eram pe locul 3, 2, 3 acolo, da? 5 etape de coșmar, nu mai suntem la titlu. Dintr-o dată, echipa nu mai este bună. Păi dacă acum 5 etape era bună, acum trebuie să vedem cum o readucem înainte de aceste 5 etape. Asta este filozofia mea și o să mă bat pentru a reuși, pentru a Universitatea Craiova să fie repusă înapoi pe șine. Cum de echipa merge atât de rău? Sunt mulți jucători în formă proastă. În afară de Mitriță, e greu să mai găsim un jucător în formă bună. Nu poate fi concluzia că și antrenorul e vinovat dacă nimeni nu funcționează? Eu cred că mai sunt jucători în formă bună și aici pot să pun pe Lisuri, pot să-l pun pe Crețu, da? Care trag. Repet, nota dominantă este că nu avem majoritatea jucătorilor în formă, nu maximă, ci măcar 60-70%. Exact. Măcar bună, nu maximă. Poftiți? Da, măcar bună, da, nu maximă. Exact. Nu suntem. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm capul jos și să ne-l taie. Nu. Vom vedea ce e de făcut și vom ieși din nou la bătaie, pentru că știința nu moare. Știința va reînvia. Așa a fost, din păcate, în fiecare sezon avem o perioadă foarte proastă. Acum suntem în acea perioadă. Apropo de declarația lui Țicleanu, lăsați-vă, dacă nu vă pricepeți, cum reacționați? Nu, nu pot să comentez ce spune domnul Țicleanu, așa cum nu pot să comentez ce spune domnul Badea, Cămătaru, Săndoi, Silviu Lung. Nu, sunt ai noștri și acolo este. Eu vreau doar să spun să punem toți, să încercăm, să ajutăm știința să țină capul sus. Dar asta nu înseamnă că nu poate să aibă dreptate. Sigur că, dar, până la urmă, fiecare om evoluează până la primul nivel de incompetență. Poate ni l-am atins acel nivel de incompetență. Și vedem ce se întâmplă mai departe. Dar avem două variante. Să lăsăm arma jos, să zicem, ok, ne-am predat, sau să încercăm să facem ceva. Nu credeți că pe suporteri sau pe oamenii care țin la Universitatea Craiova, pentru ei poate fi deranjant discursul dumneavoastră și la ce mă refer? În ciuda rezultatelor slabe din ultima vreme, mergeți în continuare pe ideea că echipa joacă bine și că există greșeli de arbitraj împotriva Universității Craiova. Nu mergeți. Adică nu, sunt... am spus așa ceva. Băi, și mai devreme, ați spus că și la Botoșani, 10 minute proaste, în rest a jucat bine echipa și au fost greșeli de arbitraj. În ce context am spus? În contextul în care ar trebui cei care sunt lângă știința să ia, să iasă și să ia atitudine în aceste momente, dar nu, la noi nu spunem că echipa joacă bine, i-am spus, suntem cea mai proastă pasă din ultima perioadă. Am spus-o clar, nu merge jocul. Dar bun, și de altă parte... În ce sens aveți pretenția, de exemplu, de la o fostă mare glorie, nu contează care, să spună ce?
Că joacă bine echipa? Nu. Va spune că joacă prost. Nu, este adevărat. Dar nu să-ți dea și un șut în fund. În sensul acesta. Dar aș și spus, critica este nu că este binevenită, este esențială. Da? Băi, vedeți, uite acolo a greșit. Dar în momentul în care toată lumea este pe noi, pentru că cu toată simpatia am ascultat, am văzut meciul la televizor, am văzut și comentariul colegilor noastre. În anumite momente era cel puțin răutăcios. Dar nu asta este problema noastră. Da? Dar în momentul când se creează o nebuloasă și se spune, dom'le, Craiova are jucători fără valoare. Păi până la urmă vedeți că 70% din lotul nostru sunt jucători de națională. Naționala României, naționala Muntenegrului, naționala africană, naționala croată la Under 21. Adică noi vorbim de 70% din lot. Dacă vă uitați la linia noastră de fund, sunt internaționali cu meciuri multe. Nu prea se vede. Așa este, tocmai asta este. Nu se vede. Corect. Suntem într-o pasă proastă, dar nu este, cum să spun, un alibi. Și spune, nu domnule, noi am luat bătaie pentru că am s-a greșit arbitru împotriva noastră. Dar este totuși frustrant în momentul în care tu faci 2-2, ai primit două goluri pe greșeli mari, primul gol pe greșeală enormă de arbitraj, da? Puteam să bătem 3-2. Așa cum FCSB-ul a întors nu știu ce rezultat, sau CSR-ul a întors nu știu ce rezultat, prin faptul că a primit un penalti, da? La momentul respectiv. Noi n-am avut acest avantaj, dar nu aceasta este scuza noastră, ci este un context. Scuza noastră este că în acest moment suntem dereați. Da, când e un club cu bani, cu pretenții, comentatorii observă și ei că jucătorii nu sunt atât de buni. Dacă e o echipă mică, Botoșani, Iași, nu știu care, o tratez mai tolerant. Poate de aceea sunt mai aspri cu Craiova sau vi se pare că ar fi. Da, haideți să trecem peste asta, pentru că nu sunt comentatorii de bine a ceea ce se întâmplă la Universitatea. Tocmai, da. Nu vă gândiți acum că mă ascund ca struțul, bag capul în pământ, pentru că nu este real. Suntem la bătaie și ne primim criticile. Dar, pe de altă parte, în momentul când se inflamează anumite lucruri care nu sunt fundamentate, am citit că apropiați de la club spun că Șumudică este dorit în acest moment la Universitatea Craiova. Da. Credeți-mă că nu poate să spună cineva apropiat al clubului așa ceva. Este un adevăr. Asta e realitatea. Că Ivailo n-a fost ieri la antrenament. Este o minciună. A fost la antrenament ieri. Și sunt lucruri care se rostogolesc și care creează un bulgăre din ce în ce mai mare care vine peste noi și care sigur că pune altă presiune. Dar cel mai important este ca noi să ne așezăm, să ne privim în față, să spunem, băi, unde s-a greșit? Acolo, acolo, acolo. Și să... Staful tehnic, staful administrativ să ia cele mai bune decizii, astfel încât să ieșim din această pasă proastă. Mâine la discuția face-to-face, tete-a-tete cu Petev, veți avea o pretenție, nu știu, un minim obiectiv? Păi, Ivailo, uite, până se termină sezonul regulat, aș vrea să avem rezultatele astea, să fim acolo. Până se termină sezonul, vreau să fim acolo, vreau să jucăm așa, sau... Să obținem rezultatele astea după un joc bun. Aveți un asemenea obiectiv în discuția cu el? Obiectivul va veni în urma unei sesiuni de analiză. Vom face o analiză a ceea ce s-a întâmplat. De ce unde suntem, de ce am ajuns unde am ajuns și care sunt planurile. În funcție de ceea ce vom, de concluzie care se vor trage, vom putea pune și obiective. În continuare, podiumul și Cupa României rămân un obiectiv, un must pentru Universitatea Craiova în acest sezon. Sigur că sunt lucruri tangibile, suntem la înjumătățite, suntem la 2 puncte de locul 3 sau 3 puncte de locul 3. Mai sunt 4 meciuri din sezonul regulat. Nu, aici cum ar veni, nu s-a pierdut totul, nu suntem, să spunem, fără șanse. Nu, suntem cu șanse reale la locul 3 și cu șanse reale la Cupa României, având în vedere că vom juca sferturile de finală și semifinala acasă. Primul meci cu Galațiu și al doilea meci cu câștigătoarea dintre, cred că dintre un Cluj și cine nu mai, nu rețin exact cine în semifinală, cine poate ajunge. Deci cu avem un, vă rog. Cu Ivailo Petev până la capăt, da? Asta e mesajul. Noi întotdeauna vom fi cu antrenorul în funcție până la capăt și îl vom sprijini cu tot ceea ce putem. Dacă a fost Veghin, că a cerut niște jucători. Neagoe a cerut niște jucători, am adus toți jucătorii. Rădoi a cerut jucători, i-am adus jucători. Ivailo a cerut 4 jucători specific, ăla, am adus 5, că a mai apărut al 5-lea, Cozli. Deci întotdeauna am încercat să creăm tot climatul, astfel încât antrenorul să simtă că este sprijinit și să simtă
că va avea tot suportul clubului. Tocmai de aceea am evitat în ultimul timp să angajez un director sportiv, sau să spunem un președinte pe zonă sportivă, ca să nu existe un conflict cu antrenorul în funcțiune. Pentru că de obicei directorul sportiv cu antrenorul se bat cap în cap. Și atunci îl folosesc pe antrenor ca director sportiv. El trebuie să-și creeze echipa, el trebuie să-și creeze lotul, eu doar trebuie să-i ajut. Vă dau exemplul ultimului transfer, Blesa. La Blesa am zis, ăștia trei au fost propuși, da? Pe care vrei? Și a zis Blesa. Pe ăla l-am luat. Bun, dar aveți idee de ce, de exemplu, ați luat un fundaș dreapta și joacă tot căpățână? Asta, decizia antrenorului, sigur că vom discuta și aceste lucruri, dar mai puțin mă interesează pe mine zona tehnică. Pentru că dacă vorbim cu Ilie Dumitrescu, cu Panduru, cu ceilalți specialiști, sigur că totdeauna vor avea argumente cărora noi nu putem să le facem față. Dacă vorbim cu un antrenor, că e Victor Pițurcă, că este Laszlo Balin, că este Badea sau altcineva, noi nu putem avea argumente noi care suntem din afara fenomenului din punct de vedere tehnic. Și atunci, da, măcar o explicație, sigur că putem să cerem. Da, și părerea mea e că mai pot exista și niște argumente, că doar nu e vorba aici de secretul Sfântului Graal. Bineînțeles. Adică, cât de cât. Mai poate exista o logică a lucrurilor, nu neapărat o pricepere. E, asta am fost întotdeauna și eu antrenor. Am spus, doamne, nu să vă spun specific care au fost întrebările, dar eu vreau să mi se explice logic. 1 da. Plus 1 fac 2. Și a spus, nu, în fotbal 1 plus 1 nu fac 2. Sunt de acord. În fotbal 1 plus 1 fac 2. Dar vreau să văd de ce. Pe cazul respectiv. Corect. Și dacă nu vă convinge, dacă veți fi dezamăgit după discuție, ce veți face? Nu, dacă... Eu credeam că sunt la emisiunea domnului Moraru, că nu la domnul Naum. Domnul Naum e cu dacă. Na. Parcă, aici e cu parcă. cu date. Da, da, e și posibilitatea asta. Întotdeauna există o sumedenie de posibilități, dar în funcție de ceea ce vom discuta și atunci se vor trage concluziile. Prima dată trebuie să vedem unde suntem și ce soluții avem. Mai departe, cazuistica este atât de multiplă încât nu putem să ne apucăm sau putem să ne apucăm, dar la ea vreo două zile să facem fiecare cazuistică în parte. Că la dacă ăla mai sunt trei de dacă, care fiecare dacă mai are cinci de dacă. Da, și toate scenariile posibile. Da. Și dacă vine cineva acum să vă cumpere echipa 80%, o dați? În secunda 2. 100% și dau eu la echipă între 500.000 și 1.000.000 pe an ca sponsorizare. Am înțeles. Bun. Aici nu v-a deranjat dacă. A fost bun dacă. Aici nu v-a deranjat dacă. A fost ok. Bine, mulțumesc mult de dialog, domnul Rotaru. Baftă multă. Mulțumesc și eu. Numai bine. Seară bună. Publicitate.